Eu cred că, în primul rând, trebuie să crezi în acest material și am fost, de când eram student, am fost fascinat de casa de sticlă a lui Mies van der Rohe, de casa de sticlă a lui Philip Johnson. Mi-am dorit, eu vin de undeva de la munte, din zone foarte împădurite și mă gândeam adesea ce minunat arată, ar trebui să fie stând într-o casă de sticlă și având tot peisajul. Am reușit să-mi fac o astfel de casă. Am o casă la munte în care peisajul este fațadă, este interior, este exterior, este tot ce vrei. M-am închis doar în sticlă ca să nu bată vântul, altfel nu are niciun fel de importanță casa, ci important este peisajul. Și să stai undeva într-un peisaj, iar interior să fie cald, e o chestie colosală. Și atunci, îndrăgostind fiind de acest material, pe această linie așa de sensibilitate, creezi o sensibilitate și celui căruia te adresezi în momentul în care tu crezi foarte mult în acest material. Și atunci, din astfel de combinații, reușesc să le propun. Chiar acum lucrez la un cavou din sticlă în cimitirul Bellu, ca tare nu renunț. Da, da. Astăzi cutiile de sticlă sunt complet nepersonalizate și noi trebuie, asta este comanda, așa zisa comandă socială de astăzi, este cutia de sticlă în care se desfășoară serviciile. Industria s-a mutat din fabrici și uzine, s-a mutat în cutii de sticlă. Aceste cutii de sticlă, nici ele nu trebuie, avem fabrici minunate. În urmă cu 30-40 de ani, 100 de ani, fabricile erau foarte, foarte frumoase, nu erau numai utilitare. Acum aceste cutii de sticlă sunt doar utilitare. Nu trebuie să renunțăm, nu trebuie să abandonăm ideea că aceste cutii de sticlă în care se desfășoară servicii, ele trebuie să fie și imagine pentru oraș, nu trebuie să fie doar spațiu utilitar. Și atunci cred că trebuie în continuare să mergem pe linia transformării acestor nevoi în dorințe și în frumuseți. Trebuie să credem în continuare în arhitectură, nu trebuie să abandonăm ideea că arhitectura și, de fapt, spațiul artificial construit este un gest cultural. Noi nu trăim în adăposturi, noi trăim într-un ambient și trebuie să creăm această stare ca ambientul să fie bucurie, să nu fie doar utilitate.